frumoase și bine v-am găsit astăzi pe canalul meu cu un clip pe care să știți că mi-e destul de greu să-l filmez, având în vedere că mi-am ales aici numai 5 produse pe care le iubesc și care îmi plac și pe care nu le-aș înlocui cu absolut nimic. Au fost mai multe, dar având în vedere videoclipul, a trebuit să aleg doar 5. Deci a fost destul de greu să le las pe unele la o parte, dar haideți să vedem ce am ales. Înainte să încep, vă spun că Instagramul meu este în descriere, tocmai ce am postat și astăzi. Postez mult mai des ca aici pe YouTube, deci mă puteți urmări și acolo. Nu uitați să vă abonați și să dați un like acestui videoclip dacă vă place. Hai să începem cu primul produs, care este destul de vechi în colecția mea. Chiar cred că luna aceasta face un an de când l-am încercat prima dată și de atunci vă spun, n-am mai încercat alt eyeliner, pentru că da, de un eyeliner este vorba. Și vă vorbesc despre Maybelline Lasting Drama. Este rezistent la apă, este foarte opac, are un negru foarte, foarte intens și rezistă întreaga zi fără probleme. Vă spun, eu sunt o persoană cu ploapele destul de uleioase, eu am probleme și cu rimelul, care mi se întinde mereu pe la ochi, dacă sunteți mai vechi știți povestea. El costă undeva la 20-25 de lei, maxim 30 de lei și știu că l-am cumpărat prima dată de pe 1001 Cosmetice, cred că îl mai puteți găsi și acolo. Oricum, eu vă pun linkurile în descriere, deci căutați și acolo pentru că sigur, sigur le găsiți. Ei bine, acest eyeliner este nelipsit, după cum v-am spus. Eu sunt la a doua sticluță și mai am una începută, ca să vă dați seama cât de mult îmi place și cât de des îl folosesc. Ei bine, acest eyeliner vine cu o pensulă pe care eu nu am în momentul de față lângă mine, pentru că tocmai ce am spălat-o, dar și aceea este o pensulă foarte bună pentru a-ți aplica eyelinerul, nu o aruncați pentru că o subestimați, vă spun din propria experiență, eu prima dată am aruncat-o și a doua oară când mi l-am cumpărat din nou, am realizat că pensula aceea chiar își face treaba foarte bine și chiar este destul de subțire încât să-ți faci eyelinerul cu ea. Deci nu o aruncați, încercați-o, pentru că da, este foarte, foarte bună. Să știți că eu nu eram genul de persoană care se descurca cu un eyeliner gel, mi se părea destul de greu de aplicat prima dată, dar cu acesta m-am descurcat până și eu care eram fan carioca. Ei bine, se întinde foarte ușor, este foarte cremos și vă spun un pont. Chiar după mai multă vreme de când l-am deschis, nu s-a uscat la fel de mult cum fac celelalte. Următorul produs pe care vi-l arăt astăzi, voi cu siguranță l-ați văzut într-un unboxing de la Notino și dacă nu l-ați văzut, că uitați-l pentru că a fost destul de recent, acum 3-4 videoclipuri l-am filmat. Este un iluminator de la Makeup Obsession. Ei bine, brandul acesta îl testez eu pentru prima dată, am mai auzit lucruri despre el, dar mai mult despre paletele lor decât despre acest iluminator. Ei bine, fetelor, acest iluminator este preferatul meu și având în vedere că nu l-am de mult timp, l-am folosit în continuu, chiar și astăzi îl port pe față și îmi place foarte mult, este nuanța ideală pentru mine, am nuanța Mega Honey și este undeva la 20 de lei, deci prețul este foarte, foarte, foarte accesibil pentru un iluminator puternic, de calitate și atât de frumos ca acesta. El vine în 3 nuanțe, v-am spus, eu am nuanța a doua, este aceasta Mega Honey, mai este o nuanță cred că mai deschisă și mai este o nuanță puțin mai închisă pentru brunete și persoanele cu tenul mai închis. Un ruj lichid mat care este mereu lângă mine la greu și la bine, îl folosesc atunci când vreau rezistență cu adevărat, îl port chiar și astăzi pe buze și să știți că l-am de vreo 4-5 ore pe buze, stă pe buzele mele, nu s-a mișcat, am mâncat. Ei bine, eu n-am avut nicio problemă cu aceste două rujuri de la Maybelline, cred că este gama Superstay Matte, dar aceasta este. Și eu am două nuanțe la el, aceasta este nuanța 65 și aceasta este nuanța 10. Nuanța 65 o am acum pe buze, deci ca să vă faceți o idee, este un nude maroniu foarte frumos, rezistent, tot ce trebuie. Iar nuanța 10 este un roz Barbie foarte puternic, foarte rezistent, îmi place și aceasta foarte mult, dar încerc să nu o folosesc, să nu fac atâta abuz de ea, pentru că m-a spus cu ea destul de des în ultima perioadă și încerc așa să mai schimb lucrurile dacă se poate. Ei bine, aceste două rujuri, adică unul, este undeva la 30 de lei, maxim 40, pe Notino, pe 1001 Cosmetice, îl găsiți cam peste tot, chiar și în marketuri este și l-am văzut în Kaufland, cred că l-am văzut eu. Despre următorul produs am primit foarte, foarte multe comentarii și mesaje în privat pe Instagram de la voi. Ei bine, vorbesc acum despre Catrice HD Liquid Coverage. Eu am un videoclip separat cu prima impresie despre el aici pe canal. Ei bine, voi ați vrut să vedeți impresia mea despre el după mai mult timp și m-ați contactat pe Instagram. Bine ați făcut, pentru că acolo încerc să vă răspund cât mai repede și la toate. Primesc foarte multe mesaje. Și da, acest fond de ten este ideal.
este fondul meu de ten preferat. Încerc să nu fac abuz nici de acesta, dar îmi place atât de mult finish-ul lui încât mă gândesc de fiecare dată când mă machiez dacă să-l folosesc. Astăzi însă nu l-am pe față, l-am pe cel de la Maybelline Fit Me, eu am nuanța 105 la acela, iar la acesta am nuanța 110, am zis să mai schimb lucrurile, să nu mă machiez doar cu acesta. Acest fond de ten este undeva la 35-40 de lei, 35 cred că mai mult. Și este un fond de ten atât de luminos pe față și atât de cremos încât nu o să vă vine să credeți când o să-l testați prima dată, dacă n-ați făcut-o încă. L-am purtat și 10 ore pe față, deci rezistența lui este una foarte, foarte mare și aspectul, v-am spus, este unul luminos, radiant. Eu am tenul uscat spre normal, am uitat să menționez acest lucru și pentru mine funcționează de minune și arată foarte, foarte bine pe fața mea. Dar am auzit persoane cu tenul gras care nu se plâng de el, deci... Am ajuns la ultimul produs din videoclipul de astăzi și acum am ceva mai colorat. Dacă nu v-ați prins încă, este vorba de o paletă și vorbesc despre aceasta de la Makeup Revolution Soft X. Este paleta Extra Spice, pentru că știu că mai au una și este o paletă foarte, foarte drăguță, o țin așa ca să nu vă orbesc cu lumina. Ei bine, paleta aceasta este una dintre cele mai folosite palete ale mele. O folosesc atunci când vreau un machiaj al ochilor colorat, pentru că are, vedeți, foarte multe nuanțe colorate, are nuanțe de roz, portocaliu, galben, foarte pigmentate, care se ved extrem, extrem de bine. Țin așa ca să o vedeți cât mai bine, pentru că este extrem, extrem de frumoasă. Ei bine, eu am auzit foarte multe păreri despre ea, unele pozitive, altele negative. V-am spus, mie îmi place foarte mult, nu mi se pare că este prăfoasă, mi se pare că este pigmentată cât trebuie, are o pigmentare foarte mare. Și da, cum v-am spus, este una dintre cele mai folosite palete ale mele. Îmi plac foarte mult nuanțele de maro, cât și cele de galben. Mă omor după nuanța aceea de galben, o folosesc de câte ori am ocazia. Nuanțe sidefate are însă mai puține, are una, două, trei, patru, cinci nuanțe sidefate pe care eu nu prea le-am folosit și când le-am folosit n-am fost extrem de mulțumită de ele. Cu siguranță găsiți nuanțe mai sidefate și pigmentate în alte palete decât în aceasta, dar și ele sunt drăguțe, nu sunt deratat, e bine că sunt puține la număr. În perioada aceasta o folosesc cel mai mult pentru că are acele nuanțe colorate perfecte. Ei bine, cam acestea au fost produsele, cele 5, eu aș fi vrut să fie mai multe, dar din păcate dacă vi le-aș fi arătat pe toate, n-aș fi știut pe care le prefer dintre care. Am fost la alegere dintre multe produse, m-am gândit puțin ca să le aleg acum, dar cred că acestea ar fi produsele care îmi plac cel mai mult din toată colecția mea. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, aștept în comentarii să-mi ziceți care sunt cele 5 produse preferate ale voastre ca să vedem dacă ne asemănăm puțin la gusturi. Și da, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, Instagramul meu este în descriere, ca întotdeauna îl găsiți acolo, toate produsele o să încerc să vi le pun în descriere, deci le găsiți acolo. Și nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a rămâne la curent cu noile mele postări. Eu am fost Dania, iar noi revenim foarte, foarte curând cu un nou clip.